Steaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Încă o cafea la știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. După ce în ultimele zile am văzut pe cei din partidele mari consacrate venind în emisiune, astăzi vă prezentăm programul, zic eu, realist și îndrăzneț al unui partid impropriu numit mic, pentru că el a avut rezultate foarte bune, cel puțin la nivelul municipiului Piatra Neamț, deci îmi aminte la europarlamentare, când toată lumea a făcut ochii mari. Este vorba de partid, eu îi zic partid de acum, că nu mai vorbesc de alianță, USR Plus. În emisiune, doi domni de la USR Plus, candidatul la funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, domnul Marius Irimia, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Și domnul Furnică, domnul Furnică, cu care tocmai discutam înainte de a intra în emisiune și mărturisea că are două meserii total diferite, adică două ocupații total diferite. Domnul Lucian Furnică este și lucrează și în domeniul agricol și este și antreprenor într-un domeniu mai cum să spun eu, mai liber așa ca profesie. Un domeniu care creează emoții și aduc zâmbetul pe buze oamenilor, adică trebuie să-i forțeze. Fotografia, nu? Da. Da. Îți dorim succes în ambele domenii și într-al treia domeniu, cel politic. Administrația, aș putea să spun. Așa. Am încercat să vorbesc mai mult despre domnul Furnică. De ce? Ca să facem trecerea pentru el în emisiune, fiind la prima emisiune la noi aici în studio. Domnul Marius Irimia, cum spuneam, USR Plus este impropriu să-l numești partid mic. Nu mai este un partid mic. Este un partid care trebuie să confirme. Un partid care crește. Și crește de la o zi la alta, de la o lună la alta și sunt foarte sigur că împreună cu colegii mei vom ajunge cel mai important și cel mai mare partid de dreapta din România. Bun, până atunci primul pas ar fi 27 septembrie. Primul pas este să câștigăm primăria Piatra Neamț și apoi încet încet la parlamentare, să câștigăm un număr cât mai mare de parlamentari, să ajungem să creăm majoritatea, poate, nu știu, chiar și singur să o facem, dar e mai greu. Este. Dar este greu, haideți să nu ne amăgim chiar așa. Dar cu siguranță vom ajunge la guvernare și vom începe să schimbăm România pas cu pas. Pas cu pas, cum spuneți? Om cu om, pas om cu pas, om, stradă. Pas cu pas, stradă cu stradă, proiect cu proiect, metru cu metru, schimbăm tot. Bun, haideți să încercăm să facem primii pași în emisiune și să încercăm să convingem oamenii om cu om la televizor. Om cu om, așa este, pentru că trebuie muncit chiar la nivel de om cu om să îi convingem. Ieșim pe stradă, vedem, avem reacții foarte bune, reacții pozitive, în care oamenii ne dau încredere, ne sprijină, ne oferă sprijinul lor, și dar în același timp ne și amenință, dacă putem spune așa în ghilimele, ne transmit că dacă nu facem treabă bună și ne culcăm pe ureche și facem cum au făcut și ceilalți în ultimii 30 de ani, va fi vai și amar de capul nostru. Chiar îmi spunea un domn pe stradă că a zis, băi, crede-mă că sacrific un cofraj de ouă și vin și vă bat cu ouă dacă nu faceți treabă. Și am zis, bine. Bun, acum eu le-a sugerat să păstreze ouăle mai mult, ca să bătaia să fie, da, să fie benefică până la urmă. Da, credeți-ne că e destul de rușinos și așa proaspete. Nu mai zic să fie mai vechi. Acum să vă mai spun ceva. Cred că nu va fi singur. Uite, pun și eu un cofraj de ouă deoparte. Pentru indiferent cine câștigă și nu se ține de cuvânt. Că ne-am cam săturat de toate șmecheriile până care există. Da, haideți să continuăm discuțiile noastre despre program. Săptămâna trecută am vorbit despre școală, da? Despre școală, educație. Astăzi dorim să vorbim despre ce-a mai rămas așa din turism, partea mai ușoară a turismului, pentru că în ultima vreme noi ne-am făcut cunoscute proiectele de relansare a turismului. Proiectele mai importante, au rămas proiectele la fel de importante, dar mai micuțe și care se pot face foarte, foarte repede, într-un
timp foarte scurt. O să vorbim și despre oraș verde, energie verde, în măsură încât ne lasă timpul. Timpul ne lasă, hai ne să lasă vedem, timp. Hai să vedem cine începe. Hai să spargă gheața, Lucian. O să încep eu. Bună dimineața, eu sunt Lucian Furnică, am 31 de ani și sunt căsătorit. De profesie sunt jurist, dar activez în mediul antreprenorial și m-am hotărât că nu mai pot sta deoparte. Adică, timp de 30 de ani am tot observat cum se promit lucruri și nu se întâmplă mai nimic. Așa că am decis să iau atitudine, pentru că în politică este nevoie de un spirit tânăr, cu o viziune deschisă și trebuie să ne punem pe treabă. Până acum au fost doar promisiuni, noi o să facem treabă. Aș vrea să vă povestesc, cum a spus și Marius, din câteva subpuncte care au mai rămas din turism. Noi am gândit să creăm din dealul Cozla un pol turistic, adică să ajungă omul cu telegondola pe dealul Cărlomanu și să aibă o activitate pentru câteva ore bune, chiar o zi întreagă, aș putea să spun. Ce nu am discutat prea mult a fost despre traseele de bicicletă. Toată lumea ne-a întrebat, dar traseele de bicicletă nu faceți? Și am zis că o lăsăm mai spre final, pentru că pare un lucru simplu, dar este un lucru de efect. Nevoia de mișcare este foarte importantă în acest an. Noi am gândit 3 trasee de bicicletă, toate pleacă de pe dealul Cozla. Unul ar fi cu coborâre înspre lacul Bâtca Doamnei, prin Valea Vie și să ajungă înspre lac. Spuneți-mi, care va fi nivelul de dificultate al acestor trasee? Sunt 3 trasee, toate sunt cu diferite nivel de dificultate. Da. Cred că cel mai dificil ar fi cel cu coborârea spre Bâtca, pentru că are mai multe... Trebuie să treci prin 2 zone. Urcări, coborâri. Al doilea ar fi cu coborârea spre Gârcina și să se întoarcă pe drumul cu Cetatea Neamțului. Și al treilea ar fi un traseu cu obstacole pe pârtia secundară. Un fel de traseu de concurs, dacă putea să spun așa. Chiar am văzut că zilele acestea are loc din nou o competiție în oraș la noi. Tare ca piatra. Da. Unde participă foarte mulți tineri din toate colțurile țării, chiar și din străinătate. Și am văzut că se face an de an, ceea ce mi-a demonstrat că e un lucru care atrage oamenii în oraș la noi. Acum, dacă îmi permiți, acum să nu creadă iubitorii de acest sport că renunțăm la actualul traseu de downhill, dar acolo este un mic război, să spun așa, între iubitorii de drumeție și iubitorii sportului mountain bike-ului. Chiar am fost zilele astea pe acel traseu și am văzut că oamenii, cei care iubesc drumeția, merg cu sticle și sparg sticle, efectiv cioburi, ca să spargă roțile celor care se dau cu bicicleta, deoarece în mare parte cele două trasee coincid. Este vorba de vechiul traseu turistic, de acum 100 de ani, când a fost inaugurat dealul Cozla, și actualul traseu de downhill. Vrem o dată pentru totdeauna să despărțim aceste două probleme, să creăm două trasee, un traseu care să fie doar pentru drumeție și să fie folosit de cei care iubesc drumeția, vor să urce sus pe dealul Cozla pe jos și cei care practică acest sport. Cel mai bine este să ne punem la o masă, să discutăm, să alegem două trasee paralele oarecum, să nu se mai intersecteze unul cu celălalt, pentru că acest război va rămâne așa și va mocni, să zic eu, mult timp de aici încolo. Deci trebuie făcute lucrurile de la început și cum trebuie. Eu înțeleg și pe cei care practică sportul de mountain bike, pentru că sunt foarte mulți copii, foarte mulți adolescenți, dar în același timp îi înțeleg și pe
seniori, care foarte, din păcate, marea parte a oamenilor care urcă sus pe dealul Cosla sunt trecuți, să zic eu, sunt la a doua tinerețe. Mai puțin tineretul. Tineretul e mai comod, merge cu telegondola sau cu mașina. E păcat, pentru că noi dorim să promovăm sănătatea prin mișcare, iar mișcarea prin pădure, prin aer liber, este un mod foarte plăcut, de a, foarte plăcut și foarte sănătos. Eu cam atât am vrut eu să intervin. Îl las pe colegul. Eu aș spune încă ceva. Apropo de ce spuneai tu cu sticlele puse pe traseu, să știi că mai există o categorie de oameni care nu doresc să se facă mountain bike acolo. Sunt de multe ori chiar părinți al unor copii, pentru că în ultima perioadă s-au întâmplat multe accidente. Foarte multe accidente, da. Pista. Zona este neamenajată, neîngrijită, au apărut niște șanțuri destul de periculoase și din cauza aceasta, și aici este de fapt vina celor care ar trebui să se ocupe de traseul respectiv. Acum, dacă administrația, dacă vedem că avem un bazin de adolescenți care iubesc acest... Să ne creăm condiții. Am văzut, probabil, chiar ieri am urcat sus pe Cosla și am văzut un grup de tineri. Mare parte sunt sigur că sunt voluntari, care efectiv aveau un fierăstrău de ăsta care, electric, care construiau trambulinile pentru, de acolo, din zona colibelor. Haideți să facem ceva, un lucru ca lumea, care să nu pună nici viața copiilor în pericol și în același timp să rezolvăm și problema cu traseul de drumeție. Le-am făcut și să încercăm să le păstrăm. Eu am vorbit cu câțiva, nu cu toți, n-am reușit să vorbesc cu toți iubitorii de acest sport, dar am văzut pasiunea în ochii lor și sunt sigur că ei vor fi tot timpul dispuși să corecteze traseul sau să-l repare atunci când... Sau să-l îmbunătățească. Da, adică pasiunea este mare dacă se creează și condiții și ai cât de cât o siguranță că o trambulină din aceea este orientată corect. Da, are panta care trebuie. Nu spre un copac sau, mă rog, și alea au anumite modalități de a le face. Atunci lucrurile s-ar rezolva. Dar să-l lăsăm pe domnul Lucian să vedem cum continuă. Noi am mai gândit pentru un parteneriat, în special cu baza hipică, ne-am dorit să amenajăm câteva trasee ecvestre, călare, în zonele limitrofe ale orașului, cât și în comunele din jurul orașului. Mie îmi place să călăresc foarte mult și îmi dă o libertate foarte mare, mai ales când intri în comuniune cu calul, pot să spun așa, adică un animal foarte mare care te ascultă și te duce pe unde vrei tu. Și e devotat și are și grijă. Exact, da. Un proiect foarte drag mie ar fi să amenajăm o promenadă pe lacul Reconstrucția. Eu locuiesc în Preciștar de asta și de mic copil am luat, mai ales cu bicicleta, am plimbat foarte mult prin oraș. Deci să amenajăm o promenadă între puntea de la Ștrand și podul de la Căprioara. Acolo este un teren care a rămas în paragină. Dintotdeauna a fost în paragină. Și ne-am dorit să amenajăm, să facem o pistă de biciclete, un loc în care să plimbe oamenii cu băncuțe, dacă s-ar putea chiar și un fel de pontoane plutitoare pentru oamenii care merg la pescuit, sunt foarte mulți. Știți cum ne place să... ne place să vedem că în Timișoara, în Oradea, pe Bega, pe Someș, sunt zone de promenadă pe râurile din acele localități și am vrea și noi să facem așa ceva la noi acasă. Am văzut chiar un proiect, chiar pe Facebook, am văzut un proiect care coincide, fără să vorbesc cu acea persoană, cu ideea noastră. Eu știu că acel teren este proprietate privată, dar ne folosim de zona de protecție a lacului Reconstrucția, pentru că nu toată zona este proprietate privată. O fâșie de maxim 20 de metri de la
lac, da. Lac, da, Albia, da. Bistriței, că nu știu, unii spun că e Bistrița, alții că e lacul Reconstrucția, e lacul Reconstrucția. Este protecția, este zona de protecție a lacului. Iar acea zonă poate fi folosită pentru acea, pentru viitoarea zonă de promenadă, pentru că vedeți, în orașul nostru avem un singur parc. Avem Parcul Tineretului, care toată lumea, când e frumos afară, dă buluc acolo, copiii se izbesc cu bicicletele sus, sunt cu rolele, copiii și cu skateboardul. Zona este foarte frumoasă, dar este neîncăpătoare pentru cât suntem în Piatra Neamț, copii, adulți, seniori. Și de asta ne-am gândit și nu avem o zonă efectiv de plimbare. Noi toți, cei din piatra, știm, facem pătrățelul, mic sau mare. Atât. Dar nu avem o zonă aproape de o apă care efectiv ne reconectează oarecum cu natura. Noi tot timpul, prin proiectele noastre, încercăm să reconectăm în principal copiii cu natura. Pentru că noi, eu, dumneavoastră, încă mai avem conexiunea aia cu natura. Încă ne place frumusețea pădurii. Dar copiii văd pe zi ce trece că își pierd interesul pentru natură. Ei sunt interesați doar de device-urile astea, de telefoane, de tablete și efectiv nu le mai place să meargă prin pădure și să plimbe cum ne plimbam noi. Eu am iubit pădurea și o iubesc de când mă știu eu. De asta și lucrez. De asta și lucrez. Eu în viață am vrut să ajung aviator sau pădurar. Nu știam de inginer civil, știam de pădurar, că bunicul meu a fost pădurar. Am dat la Câmpul Lung, la liceul militar, am fost respins la proba medicală că am avut probleme cu dantura. Și am ales calea cealaltă, calea pădurii, să zic eu așa. De asta eu îmi doresc din tot sufletul ca copiii să iubească cel puțin jumătate din cât iubesc eu natura și să trăiască așa în conexiune cu natura. Da. Mă scuz, Lucian, că tot intervin. Ai completat foarte bine. Un alt proiect, drag mie, aș putea să spun așa, am mai multe. Eu sunt iubitor de automobile. Deci iubești calul, iubești automobilul, iubești Costa. Iubesc mișcarea în general. Am auzit de poligon. Toată lumea spun, toți tinerii, sunt o grămadă de tineri în oraș, care nu au un loc unde să se desfășoare cu automobile. Adică au fost întâi în zona de la cimitir la Borzogheanu, făceau un fel de întreceri. Nu e ok să le faci pe stradă, le s-a limitat accesul, dacă pot să spun așa. Și noi ne-am gândit să dăm o utilitate poligonului auto. El momentan se află în administrația liceului de transporturi. Deci auto, da. Da. O să încercăm să facem toți pașii necesari să putem să-l readucem în administrația primăriei, să-l reamenajăm, să-l asfaltăm și să-l aducem la un standard european, dacă aș putea să spun așa, și să-i dăm o utilitate pe tot parcursul zilei. Spre exemplu, dimineața mi-ar plăcea ca școlile de șoferi să aibă acces în poligon pentru orele de conducere, în special pentru parcări și acest tip de... Destinația lui inițială, ca să zicem. Exact. Primele ore de conducere. Eu ciucur foarte mult prin oraș și văd cum foarte multe ore de conducere au loc dimineața în oraș, mai ales când este traficul intens. Și creează o emoție atât pentru cursant, când faci școală șoferi și la început și când vezi aglomerat, ai un pic de emoții, cât încurcă și participanții la trafic care se grăbesc spre serviciu. Cum am zis, spre dimineață să se folosească pentru școlile de șoferi, iar după amiază am vrea să aducem un partener să aducă carturi în acel poligon, cum a fost acum ceva timp. Se mai poate folosi poligonul și pentru acești copii care le place să se dea cu mașina, așa cum spuneți, să se dea cu mașina, să aibă un nivel de adrenalină pe care le oferă curbele din poligon. Efectiv, punem o taxă, chiar am vorbit cu niște domni care au pasiunea asta cu a face drift
în curbe, am vorbit, au zis că ne ajută numai să reușim, numai să vrem cu adevărat să facem chestia. Ei vin cu toată cunoștința lor, cu toate know-how-ul ăla pe care au ei, pentru că au zis, domnule, decât să merg la Bacău, la Selena, să urc mașina pe platformă, să o duc până la Selena, să mă dau câteva ture acolo, pentru că și circuitul este și mai scurt. Al nostru e cu aproape 600 de metri mai lung. Nu au linia dreaptă, linia de viteză, nu au cum este poligonul de la Piatra Neamț. Pentru că eu nu sunt în măsură. Mie plecându-mi viteza, nu am datele necesare. Și am stat de vorbă cu cei care sunt pasionați pe chestia asta. Și mi-au zis, domnul Irmia, deci poligonul de la noi, de la Piatra Neamț, este de cel puțin dublu mai bun decât cel de la Bacău, care este privat și pentru care plătim bani. De ce, dacă îl avem, de ce să nu facem și să facem aici ceva? De ce să nu punem în... Este la logica cocoșului, ca să zic. Avem un teren pentru care se pretează doar pentru poligon, pentru că pentru poligon a fost gândit. Iar noi îl ținem închis. Îl ținem închis și pentru... De exemplu, sunt copii care, când se învață să meargă pe bicicletă, le este teamă să iasă în stradă. Că, vedeți, în stradă este o junglă pentru bicicletă. Deci, Doamne ferește, se pot întâmpla la orice oră, la orice secundă, se pot întâmpla accidente nefaste. Primele ore haidem cu bicicleta în poligon. Mergem, cum spunea și Lucian, cu carturi. Am întâlnit oameni pe stradă în parcursul plimbărilor noastre electorale și au zis, domnule, eu am cart, fetița mea are pasiunea asta de a se da cu carturile și în fiecare weekend sau odată la două săptămâni, la rugămințile ei, trebuie să mergem la Selena, tot așa, cu platformă să mergem la Selena. De ce nu dați Dumnezeu Sfântul? Mi-a zis altfel. Drumul la poligonul ăsta. Chiar nu putem, a zis că tot văd că se asfaltează străzi care ar trebui sau nu ar trebui să fie asfaltate. Aia a zis și asfaltat și poligonul ăsta, pentru că aduce un plus valoare orașului. După aia v-am zis cu băieții ăștia care au pasiunea asta și fac concursuri, raliuri, concursuri cu mașini de drift. Au zis, domnul Irmia, nu vă puteți imagina câți oameni și-ar dori să vină din toată România. Poate putem face și o competiție, oarecum să zicem, cu statele din jurul României. Să venim să aducem aici. Pe o altă parte este un fel de turism, mini-turism. Consumul. Da, vă dați seama că o persoană care investește 10.000 de euro într-o mașină, vă dați seama că are și bani să vină să cazeze o zi, două, trei la Piatra Neamț. Important este să dorim. Când mi-a zis, domnule, am văzut că vrei să faci turism de fel și fel, de un turism destul. Da. Haideți să încercați să faceți și chestia asta, că mi-au garantat că va merge. Și eu am încredere în băieții aia, că am văzut pasiunea din ochii lor. Și eu sunt un om cu pasiuni și văd licărirea aia care trebuie. Dar nu știu de ce nu s-a vrut până acum. Chiar nu înțeleg. Chiar n-ar fi o investiție atât de mare. Nu înțeleg, dar noi vom face, sigur. Haideți să vedem câteva reacții. Sper că pozitive. La negative, hai să spunem că nu ne uităm la ele astăzi. Că doamna Oana. Doamna, o salut pe doamna Oana. Că poate și cel care deține proprietatea asupra terenului de lângă Bistrița, sau mă rog, lac, așa ar fi dispus să cedeze o parte sau chiar să se antreneze într-un asemenea proiect. Proiectul privind promenada dintre punte și podul de la Căprioara. Este necesar, în primul rând, pentru noi pietreni, dar și pentru turiștii care dorim să-i aducem la noi în oraș. Noi când mergem în alte locații, în alte țări, în alte orașe pe care le vizităm, seara, după ce luăm cina, vrem să ne plimbăm. Dar ei au locuri de promenadă pe care te plimbi până seara târziu, iluminate, sigure, securizate. Noi ne plimbăm, facem pătrățelul pe trotuar. Că atâta putem noi în Piatra Neamț. Dar nu, e de râs, dar e de plâns în același timp. Uitați, când eram copil, făceam atletism, am participat la un concurs organizat în poligon. Se făcea și atletism. Uitați, da. Idei sunt oameni care... Da, după aceea sunteți întrebat despre traseele turistice spre Trei Căldări, Agârcia, zona Lacul Porcului, mă rog, Iazuri, Văleni, Bacrin. Da, deci care acum, se pot amenaja.
în 2008 am marcat 4 trasee turistice, care am văzut acum că nici panourile nu mai sunt, nici traseele n-au mai fost refăcut marcajul pe arbori. Se poate, avem atâtea locuri frumoase în periferia orașului Piatra Neamț, care să facă legătura către Bisericani, către Gârcină, către lacul cu Ejdel, către partea dinspre Piatra Șoimului, Bahrinul, lacul Veselaru, care din păcate trebuie să treci printr-o junglă ca să ajungi la el. Un lac foarte frumos, de un verde nemaipomenit. Deci noi tocmai am publicat două pagini în ziarul care a apărut ieri despre lacul Veselaru. Facem așa un fel de știu că dumneavoastră reducere a minte a zonelor acestea. Și cei care au fost acolo au spus, domnule, este fantastic de frumos. Ajunge greu, într-adevăr. Este frumos, chiar dacă a fost secetă. Da. Și la nivelul a scăzut. Sunt. Este traseul doctorului Iacomi spre Bahrin, pe partea spre Cernegura. Am putea să ne legăm foarte frumos de traseile lui Calistrat Hogaș, că totuși îl avem pe Calistrat Hogaș la noi în Piatra Neamț. Și sunt trasee de o zi, sunt trasee de o jumătate de zi, sunt oameni. Eu vă spun din experiența mea de la parc, vin oameni, turiști, și spun, domnule, dați-ne un traseu de 20 de kilometri. Ok, poftiți, ăsta este, dus întors, mulțumesc frumos. Sunt oameni, chiar dacă nu toți iubesc mersul prin pădure, dar sunt oameni care asta fac la sfârșit de săptămână. Asta este plăcerea lor, să meargă prin pădure, în mare parte. Da, haideți să mai reamintim o dată. Țin minte că într-o emisiune am discutat despre proiectele de pe Cozlaș. Au fost câteva care au suscitat interes. Acela cu animalele, cu lumina. Haideți un pic, că ele se leagă, da, practic, de ceea absolut ce spuneți acum. Deci noi privim turismul cu proiecte interconectate. Nu facem, să zicem noi așa, la întâmplare sau aiurea. Da, acolo sus vrem să facem, avem multe proiecte, dar vreau și aici la dumneavoastră să reamintesc, nu vom distruge natura, nu vom distruge pădurea, nu vom distruge situl fosilifer. Din acest motiv am ales ca toate, impropriu spus construcții, pentru că nu au toate investițiile, construcțiile nu au fundație betonată, să se facă în afara zonei de protecție a situlului fosilifer. Pentru că noi suntem cunoscuți, sau ar trebui să fim cunoscuți, pentru cele trei situri fosilifere. Chiar mă gândeam ca brandul orașului Piatra Neamț e posibil să fie ținutul fosilelor. Pentru că asta avem și trebuie să punem în valoare ceea ce bine, avem. Acum să spun asta sună frumos. Nu, dar nu, fosile, nu în ghilimele. Eu înțeleg. Da, dar noi am vorbit despre siturile acestea doar în momentul în care s-a construit fără autorizație acolo. Așa este. A mai fost un domn Baciu care s-a ocupat de toată zona respectivă. El a fost promovat un pic în presă, mă rog, a fost așa o emulație. După aceea lucrurile au intrat într-un anonimat total până când s-a construit fără autorizație. Abia atunci am descoperit brusc toți, domnule, uite ce avem noi aici, da, un sit. Până atunci nu s-a gândit nimeni să-l valorifice. La Cernegura la fel. În situl fosilifer la Cernegura vin oameni și iau lespezile alea, pietrele alea și le folosesc la placarea temeliilor de casă. Ar trebui totuși protejate acele situri. Pietricica la fel. Pentru că asta avem, asta ne reprezintă. Asta ar trebui să fie oarecum un mini brand al ținutului nostru, al orașului nostru. Dacă ar avea alții așa ceva, credeți-mă că ar face cunoscută Piatra Neamțul și ai crede că te duci la Piatra Neamț și vezi nu știu ce fosile de dinozauri. Pentru că, știți cum, publicitatea vinde produsul întotdeauna. Așa este. Deci eu, credeți-mă, eu nu o să uit toată viața. Am văzut pe internet nu știu ce baltă era până la urmă în Ungaria. Atât de bine era prezentată încât m-a făcut eu, iubitor de biodiversitate, să merg acolo. Și de fapt mi-am dat seama că e o baltă cu niște broaște, nu cine știe ce. Dar m-am dus într-un traseu, m-am dus și până acolo. Am stat, am cazat, am cheltuit banii, am ieșit la plimbare. Asta este ideea turismului. M-a ținut o zi acolo, nu mă mai duc a doua oară, dar am fost odată. Și alții ca mine sunt mulți. Dar noi chiar avem ce face, chiar avem ce arăta. Domnul Lucian, ce alte proiecte mai ne propuneți?
Aș vrea să discutăm despre energia verde, dacă se poate. Cu toții știm că următoarele axe de finanțare europene vor fi despre Green Deal și despre reducerea poluării. Știm că viitorul este electric, dar noi încă nu suntem pregătiți pentru a cumpăra autovehicule electrice, nu neapărat din prisma costului, ci din lipsa stațiilor de încărcare și a infrastructurii pentru acele tipuri de mașini. Ca să fac o paranteză, pot să zic că am călătorit în viitor într-un fel. Eu am lucrat 4 ani în Norvegia, care este una dintre principalele țări unde parcul auto este electric. Am văzut că sunt foarte fiabile, au o putere extraordinară față de un autovehicul cu combustie internă și chiar sunt folosite acolo. Adică acum 2 ani, 37% din parcul auto din Norvegia era electric. Despre ce vorbim noi aici? Eu nu știu o instituție publică, una singură, care să fi dat exemplu populației. Uite, noi funcționăm cu un autobuz electric pe care l-am achiziționat la programul Rabla, da, că avem dreptul, așa, și este un exemplu, primăria, autobuz electric, nu știu, DGASPC, nu știu care, Doamne iartă-mă, Consiliul Județean. Dar autobuzul electric te și restricționează un pic și ar trebui să te pună să și faci lucruri. Adică dacă aduci automobil electric, da, automobil, da, electric, trebuie să faci și stații de încărcare. Și atunci trebuie să mai și faci treabă, nu numai să-l achiziționezi. Da, dar după cum știm, urmează Green Deal-ul pe 2021-2027, care sunt foarte, foarte mulți bani. Dar noi ne-am învățat așa, că nu accesăm fonduri atunci când trebuie, dar ne trezim după ce se închide linia de finanțare, că ne-ar trebui și nouă ceva. Și ne dăm seama încet, încet că a trecut cumva trenul, a trecut valul. Noi ne-am trezit mai târziu. Așa am văzut și cu parcările subterane. Trebuiau să fie, au fost fonduri prin 2012 pentru aceste parcări subterane. Noi nu le-am făcut. Acum vrem să facem parcări subterane. Trebuie să găsim alte linii de finanțare. Atunci se puteau face foarte simplu. Și de asta dorim să, odată, să începem și noi să ne aliniem cu finanțarea europeană. Dacă știm că se dă drumul la o linie de finanțare pentru energie verde, haideți să avem proiecte pregătite pentru energie verde, iar când s-a deschis colul, să depunem proiectele. Pentru că perioada de deschidere, de depunere a proiectelor este o perioadă scurtă, iar tu trebuie să ai proiectele gata făcute, gata realizate. Revenind la parcul auto pentru mașini electrice, noi am identificat o suprafață de 7.000 de metri pătrați între strada Gara Veche și strada Muzeelor, un teren a societății Consiliul Local Public Serv, care stă în paragină, să zic așa, de cel puțin 4 ani de zile. Este, nu știu dacă știți... Știu exact. Știți exact terenul. Unde fusese stația de betoane. Exact. De Rotaru din Ucraina. Da, așa. Exact acolo. Acum au cresc bălării, la propriu. Credeți-mă, cresc bălării și este un teren, un oraș de 7.000 de metri, care nu este folosit. Eu nu pot să-mi dau seama cum cei de la PubliServ... Au încercat să-l vândă. Dar nu, bă, domnul Bălănescu, haideți să nu... Așa e cea mai proastă idee, să vinzi terenul, primăria, orașul. Deci, înțeleg, dă-l în concesiune, închiriază, dar nu-l vinde. Deci, eu asta știu, nu se vinde, terenul nu se vinde, terenul se cumpără dacă se poate, nu se vinde. Acolo ne-am gândit să facem acel parc de încărcare mașini electrice, dar și pentru autobuzele electrice, pentru viitoarele autobuze electrice care vor fi aduse în Piatra Neamț. Știu că trebuiesc stații de încărcare pe capete, dar în același timp trebuie și o stație de încărcare undeva la mijloc. Se întâmplă, se strică un autobuz, rămâne fără curent. Iarna, bateriile, știm foarte bine, acumulatorii nu sunt la fel de
rezistent, să zic așa, cum sunt pe timpul verii sau pe timp mai cald. Un alt proiect al nostru, care din punctul meu de vedere trebuia făcut până acum, sunt să facem un parc de fotovoltaice. Am identificat o zonă, tot la fel, neproductivă, tot încercăm să ne folosim de zonele neproductive care nu au avut, să zic eu, succes la vânzare, că cele productive s-au vândut deja, știm foarte bine. Și am identificat un teren, cum mergem spre Speranța, unde este regimentul, în partea dreaptă știți că este o pantă. Se urcă un deal și în dreapta este o pantă exact 45 de grade, 42 de grade trebuie panourile fotovoltaice înclinare. Pantă înclinată. Și ce s-ar putea, cât de multe s-ar putea, ce ar putea să ajute ca aport de... Deci, am ales acea zonă și are un alt avantaj. Foarte aproape este o linie de înaltă tensiune în care trebuie să injectăm curentul, pentru că nu putem să folosim, deocamdată nu putem să folosim curentul electric, energia realizată de acel parc fotovoltaic, decât injectând curentul în rețeaua națională. Noi știm foarte bine că avem un consumator mare de energie în Piatra Neamț, care este Telegondola, care, în afară că merge, cum spunea și dumneavoastră, transportă aerul proaspăt de pe Cozla în oraș sau aerul poluat din oraș pe Cozla, nu prea sunt turiști. Pentru că turistul vine odată, el se așteaptă acolo să fie ceva care să-i răpească sau să-l țină acolo cel puțin o zi, vine, face două poze, mănâncă trei mici și a plecat. Era a doua oară, nu mai vine. Credeți-mă pe mine. Și noi ne-am gândit să folosim acest parc fotovoltaic. Avem loc să, ca să nu uit de întrebarea noastră, avem loc să punem panouri fotovoltaice cât să susțină consumul telegondolei și o parte din consumul iluminatului public. Pentru că este o zonă foarte mare. Și nu este singura zonă. Zone se mai pot găsi. Putem să facem o colaborare cu cei de la Dumbrava Roșie și să extindem și pe raza teritorială a OAT-ului Dumbrava. Pentru că acolo undeva este limita dintre cele două OAT-uri. Mai este o zonă la fel, dar nu știm natura proprietății terenului, pe dealul Vulpii, în apropiere de ea. Da. Dar nu știm, pentru că nu am putut să-mi dau seama din actualul PUG, care se laudă domnul Gavrilescu, pentru că suntem în anul 2020 și nu avem un PUG electronic, să zicem, care poate fi studiat de orice pietrean interesat să facă ceva în Piatra Neamț. Aici vine digitalizarea, care poate ajuta. Am văzut foarte mulți contracandidați de ai mei care au venit aici la dumneavoastră și au vorbit despre digitalizare. Dar n-am văzut, și dați-mi, corectați-mă dacă poate n-am reușit să văd toate emisiunile dumneavoastră, n-am văzut niciun contracandidat să vorbească despre baza digitalizării și aceea a GIS-ului, a sistemului geografic informațional. Dacă orașul nu are o evidență clară, o hartă interactivă, electronică a terenurilor, de diferite în funcție de natura proprietății. Nu avem de unde să știm cum putem să dezvoltăm acel oraș, pentru că noi dorim să facem ceva undeva și ne dăm seama că este proprietate privată, nu este proprietatea publică a statului. Eu înțeleg, au făcut PUG-ul, dar haideți să facem și chestia asta care este mult mai importantă, să facem o hartă interactivă a orașului. Nu avem un registru a spațiilor verzi, nu avem un registru a... Un registru public. Nu avem un registru public. Am făcut un PUC care, credeți-mă, am zis că o să mă ajute foarte mult pentru viitorul meu program de guvernare. Nu m-a ajutat, pentru că este o poză, efectiv o poză. Totuși trăim în anul 2020. Da. Nu e... Comentariu. Atâta timp cât nu există stații de încărcare construite în mod rațional, la o anumită distanță unele de altele, cetățenii vor fi reticenți să își achiziționa automobile electrice. Asta este cercul vicios. Noi, cetățenii, nu ne cumpărăm mașini electrice.
pentru că nu avem unde să le încărcăm, iar primăria nu, primăria sau dezvoltatorii publici, putem să facem un parteneriat public-privat, nu fac parcuri de încărcare mașini electrice pentru că nu sunt mașini electrice. Tot ne învârtim în cercul ăsta vicios și o să treacă și Green Deal-ul și noi o să rămânem tot cu mașinile noastre pe diesel și pe benzină. Da. Trebuie, și de asta am zis, haide să facă primăria primul pas, să facă parc de încărcare mașini electrice și apoi o să vedem cu toții că oamenii își vor cumpăra mașini electrice. Au întâlnit o mulțime de oameni pe stradă, care, oameni de afaceri, care au zis, da, domnule, vreau să mă reînnoiesc parcul auto. Mă gândesc foarte serios către mașini electrice, pentru că sunt mai fiabile, sunt mai economice, am profitul mai mare, este și rabla pe mașini electrice, care este mult mai mare decât rabla pentru programul rabla. Și până la urmă plătești un leasing, te aliniezi și la noile standarde. Dar în primul rând, mi-au zis, domnule, în primul rând, noi avem bani. Păi sunt oameni de afaceri care o duc bine, dar noi vrem și să protejăm orașul ăsta. Vrem să contribuim la eliminarea poluării din acest oraș. Eu înțeleg și de asta mulți mi-au zis, domnule, faceți chestia asta, să știți că ideea asta a venit din consultarea cu oamenii, nu a venit că avem noi idei. E o idee bună, nu e o idee rea, dar mulți o privesc cu ochii răi, așa să zic eu, și nu e bine. Acum stăteam și mă gândeam, uite, spune cineva aici că l-a provocat pe domnul Chitic să vină cu bicicleta la serviciu. Lucian, spuneai că îți place să mergi cu bicicleta. Da. Nu e un sport extrem acum, de exemplu, dimineața în jurul orei 7 și un sfert. Acum vă zic sincer că mi-este frică să merg cu bicicleta prin oraș. Cât eram mai tânăr, pot spune așa, zilnic foloseam bicicleta. Acum, când văd ce junglă este în trafic, mi-este frică. Mi-este frică uneori să trec pe trecerea de pietoni. Mă uit la șofer până nu văd că m-au observat, nu trec. Deci, pericolele sunt la orice pas la noi în țară. Neavând o pistă de biciclete amenajată, este riscant. Eu știu din familie, tata a mers 10 de ani cu bicicleta la servicii. 10 de ani, avea mașină de servicii, avea șofer, dar folosea bicicleta. Îmbrăca la costum, cravată și mergea cu bicicleta la servicii. Păi, așa se întâmplă în multe țări occidentale? Da. Păi, în Norvegia, vă zic sincer că am văzut, în orașul în care stăteam noi, era interconectat cu piste de biciclete, cu toate localitățile de lângă oraș, inclusiv 20 km. Lângă aveau pistă de biciclete, cu pasaje, cu subterane, supraterane. Adică o gândire coerentă și un plan dus până la capăt, cu o rațiune simplă. Economisim niște lucruri, avem o populație sănătoasă. Absolut. Și care poate circula în siguranță. Asta e. Dacă tot facem paranteze și ne amintim așa de copilăria noastră, eu în facultate, vara, veneam de la Suceava cu bicicleta până la Piatra Neamț. Eu am făcut ciclism în tinerețe, am avut un accident urât, n-am putut să mai fac performanță, dar mi-a rămas dragostea asta pentru bicicletă. Deci, la mulți le povesteam, băi, eu când la 20 de ani veneam cu bicicleta de la Suceava, am vrut să mă duc la mare, mi s-a scăpat bicicleta. Îți povești multe de spus legat de bicicletă, dar așa cum tinerii, copiii, adolescenții din ziua de azi iubesc bicicleta, așa o iubeam și noi. Și eu mie mi-ar plăcea să am unde să mă plimb cu bicicleta. Aș renunța în secunda 2 la mașină, o las în parcare și o să circul doar cu bicicleta. Vă promit, atât de mult îmi place să merg cu bicicleta. Iubesc mersul pe bicicletă, dar nu pot să-mi pun viața în pericol. Iar realizarea unor piste de biciclete este un lucru care se poate realiza foarte ușor. Nu trebuie făcut o infrastructură, doar ne folosim de infrastructura pe care o avem acum. Creăm unele sensuri unice, facem niște pasaje și apoi o să vedeți că încet încet găsim loc și pentru pistele de bicicletă. Că nu avem unde să le construim de la zero, dar ne folosim de infrastructura. Da, până atunci ar trebui și pe șoseaua care există să poți merge cu bicicleta fără să mănânci gumă de mestecat, fără să vrei. Așa este, da. Adică trebuie să fie pista, să fie dreaptă, să fie ciclabilă. Da, adică sunt lucrurile majore care trebuie realizate, dar și celelalte, adică hai să fim serioși. S-au asfaltat niște străzi acum,
Eu nu pot să înțeleg și nu o să înțeleg în viața mea cum în alte zone te duci și vezi trotuarul care are o distanță de o înălțime, nu știu câți centimetri mai mare față de șosea, iar la noi se vine, se toarnă asfalt peste asfalt și ajunge șoseaua mai înaltă decât bordura. Și după aceea punem bordură și ridicăm și ne trezim, curțile sunt mai jos față de șosea cu jumătate de metru, cu un metru. Este o aberație. De ce? Pentru că drumarii noștri nu respectă normativele. Când faci ceva, păi trebuie să faci, să pornești de la stratul de primul strat, Eu nu știu cum se recepțiile la lucrurile astea. Credeți-mă, nu vreau să... Dar asta se întâmplă peste tot în județ. Nu e vorba numai de Piatra Neamț. Da, așa este. Peste tot în județ. Dacă mergeți, sunt comune în care oamenii, ca să iasă din curte, efectiv, nu mai pot să iasă cu mașină. Efectiv, fac alpinism. Știu, la Agapia erau niște... Și la Agapia și mai sunt localități. Nu mai spui că dacă are o căruță săracă și un cal sau ceva, trebuie să găsească locuri de parcare în afara gospodăriei. Că nu se mai poate. Diferența este până la un metru aproape, dacă nu chiar mai mult. Și atunci lucrurile ne duc spre chestia aia. Cheltuim bani, foarte mulți, foarte mulți bani, spunem că nu avem bani, dar îi cheltuim și cheltuim prost. Asta e cea mai mare problemă, cheltuim prost bani. Asta este un sport național la noi în țară. Se cheltuiesc sume mari de bani, aiurea, fără să ai o viziune a lucrurilor pe care îl faci. Efectiv, facem asta, dar asfaltăm, dar nu rezolvăm problema conductelor de apă, de gaz, care sunt în pământ. Degeaba vii tu cu asfalt bun, nou, dacă mâine îți crapă o țeavă de apă și trebuie să tai de nou asfaltul, să repari țeava aia. Bun, și nici nu poți tăia, că dacă l-ai pus pe un proiect european cu garanție 5 ani, dar trebuie să plătești tu, că constructor nu-l mai interesează. Tate, tu ai pierdut garanția. Adică lucrurile sunt făcute fără cap. Exemplul ăsta vi-l dau, că l-am văzut duminica trecută pe strada Poiana Teiului, în Piatra Neamț, stradă nouă asfaltată, mirosea asfalt la propriu, și izvora apa din pământ, din asfalt. Bineînțeles că au venit, au tăiat asfaltul, au reparat țeava, iar la două zile iarăși a crăpat lângă. Vă dați seama, a pus un manșon, dar țeava este ruginită. Deci 60 de ani de când este ea, trebuie schimbată. De asta eu aș zice, băi, haideți totuși, poate asfaltăm mai puține străzi, dar haideți să colaborăm cu Apa Servu și haideți să înlocuim și ce este în pământ, că degeaba cariezi o mățea dacă nu o curăți. Efectiv, ea va... Deci, eu îți spun, domnul Marius și domnul și dumneavoastră, domnule Lucian, că am primit zilele trecute un filmuleț la o doamnă care s-a dus și a filmat o țeavă scoasă din pământ, undeva unde era o avarie, și n-am avut curaj să dau filmul ăsta pe... Da, e mâncată toată de rugină. Dar numai că e mâncată de rugină, înăuntru colcăie. Nu mai zice înăuntru. Deci colcăie. Și pe acolo venea apa pe care o consumau oamenii. Mă rog, o consumau, cu tot mai puțină lume consuma apă de la robinet. Eu la 1 mai, de când m-am mutat din 2014, niciodată n-am putut să beau apă. Tot timpul cumpăr apă. La 1 mai nu sunt probleme, să zic eu, cu debitul, dar sunt probleme că apa nu este potabilă. Are gust, miros, urât. Nu se poate. Da. Un alt proiect legat de energie verde ar fi să realizăm o mini-hidrocentrală pe râul Cuiești. Am văzut, domnul Chitic vrea să acopere Albia Cuieștiului, un proiect foarte bun. Am văzut că și Andrei Carabele are un proiect, nu știu, el zice că doar crearea unei zone de promenadă pe Cuiești. Nu se poate niciodată crea o zonă de promenadă pe Cuiești până ce nu regularizezi Cuieștiul. Pentru că știm că cel puțin de 2-3 ori pe an, când sunt ploi torențiale, pentru că așa este, noi oamenii am dat natura peste cap și s-a schimbat clima, sunt ploile astea torențiale. Și vedem pe Cuiești cum vine
apă multă, pietre, cioate, pieturi și tot ce se aruncă în amonte. De asta noi venim cu un proiect, cu o propunere către... Că noi toate proiectele le punem așa ca o consultare publică primară, să vedem care este pulsul cetățenilor, dacă sunt sau nu sunt de acord cu ceea ce dorim noi să facem. Și de asta vreau să vin cu propunerea să facem o microhidrocentrală în zona de limitrofă cu comuna Gărcina, care în primul rând va produce și energie, dar în același timp va regulariza o dată pentru totdeauna. E zona aceea de după curbă când mergi pe Gărcina? Unde? În ce zonă? Nu, în zona Schitului Draga, puțin mai înainte de Schitul Draga. Acolo am găsit o zonă ca un fel de alveolă în care s-ar putea aduna mai multă apă și încet, încet să punem un mic mini baraj, mini microhidrocentrală. Bun, mai spunem că apa aia s-ar putea să fie folosită și în alte scopuri. Da, bineînțeles, dar în primul rând, dacă vrem totuși să facem ceva, și eu m-am săturat să tot văd pe SEAP cheltuieli cu curățarea Albiei Cuiești. În fiecare primăvară, în fiecare toamnă se curăță. Vine cineva și curăță, într-adevăr, aluviunile care rămân în urma ploilor torențiale. Dar haideți, știți cum? Noi rezolvăm efectul și niciodată cauza. Noi tot timpul curățăm, nu vedem. Haideți să mergem să rezolvăm cauza pentru care se aduc acele aluviuni o dată, de două, de trei ori, patru ori pe an. Da, haideți să încercăm să încheiem discuția. Mai avem două minute. Domnul Lucian Furnică, deci prima intervenție dintre cele două de final. Aș vrea să rog oamenii să ne acorde încredere, pentru că noi suntem oameni simpli, am intrat în acest partid care a fost înființat la firul ierbii, dacă aș putea să spun așa. Am găsit aici o echipă hotărâtă să-și salveze orașul, atât și țara. Îi aștept la vot și le promit că nu vor fi dezamăgiți. Marius? La fel, doresc ca toți pietrenii să aibă încredere în noi, să aibă încredere în Alianța USR Plus. Suntem oameni care am intrat în acest partid și în această competiție ca un manifest, pentru că ne-am săturat să vedem că nimic nu se mai poate face, nu se mai face nimic în orașul ăsta. Ne-am săturat să facem slalom pe gurile de canal, ne-am săturat să vedem oameni triști, ne-am săturat să fim mințiți, să fim jigniți, să stăm la cozi. Ne-am săturat ca efectiv să ni se fure și ultima fărâmă de speranță și din acest motiv am intrat și dorim cu adevărat să schimbăm om cu om, pas cu pas, județul Neamț, orașul Piatra Neamț și România. Și de asta îi rog pe cei care ne privesc ca pe 27 septembrie să iasă la vot în număr cât mai mare și să ne acorde votul. Pentru că chiar dorim din tot sufletul să schimbăm România și orașul și județul. Încheiem cu această dorință manifestată de Marius Sirimia, candidatul USR Plus pentru primăria municipiului Piatra Neamț. Eu vreau să vă spun că luăm o pauză, revenim cu o altă cafea. Până atunci, însă, oameni buni, țineți minte, e bine să priviți toate programele, inclusiv ceea ce lumea denumește partide mai mici. Pentru că, de multe ori, acolo se muncește mult mai aplicat pe programe, tocmai din dorința de a veni și de a obține încrederea celor care votează. Ne oprim aici, o pauză și revenim cu a doua cafea de dimineață.